Asistenți medicali mai bine pregătiți și asta datorită Facultății de Asistență Medicală Generală DEVA din cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Victor Babeș din Timișoara. Sistemul medical are nevoie nu doar de medici bine pregătiți, ci și de asistenți medicali generaliști cu studii înalte, care vor veni în sprijinul pacienților. O festivitate deosebită a fost organizată în cinstea noilor absolvenți ai Facultății de Asistență Medicală Generală DEVA din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. De acum, aceștia se pot mândri cu studii universitare în acest domeniu. Foarte emoționată și fericită în același timp. Ce crezi că te-au ajutat aceste cursuri? A fost pentru expandarea cunoștințelor, în primul rând, să învăț tot ce a fost nevoie pentru acest domeniu și multe, multe atribuții, cum ar fi empatia, lucru în echipă. Foarte bine. Mă bucur că au trecut 4 ani. Cum au fost acești 4 ani? Frumoși. Și grei, și ușori, ca să zic așa. Crezi că te-au ajutat și cu ce anume? M-au ajutat, bineînțeles, că de aceea am făcut facultatea. Profesia de asistent medical nu este una ușoară și este extrem de importantă pentru sistemul de sănătate, iar facultatea de la DEVA este extrem de importantă atât pentru comunitate cât și pentru sistemul medical. Mai mult decât atât, aici se pune accentul nu doar pe cunoștințele în domeniu, ci și pe empatia care trebuie arătată pacienților și chiar aparținătorilor. Avem un număr de 273 de studenți la ora actuală. După cum bine știți, porțile acestei facultăți au fost deschise în 2017, când o mână de oameni inimoși și cu viziune au pus umărul și au înființat această facultate. Cu permisiunea dumneavoastră, o să le rostesc numele. Este vorba de profesor universitar dr. Sândesc Dorel, fostul și actualul proiector al Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, domnul profesor universitar dr. Marius Raica, fostul rector, și domnul președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Toți trei au pus umărul și împreună și cu mine am înființat ceea ce se cheamă astăzi Facultatea de Asistență Medicală Generală la DEVA. Câți absolvenți sunt astăzi în total? În total astăzi sunt 53 de absolvenți. Alături de ei au fost și reprezentanți din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Toată comunitatea politică, nepolitică, administrativă reușește să ne reunească la un loc și iată că ne simțim foarte bine. Ce ne leagă astăzi pe toți? Ne leagă un sfârșit de an universitar foarte important și cu vești foarte bune. Să știți, aceste colegii pe care le termină colegii noștri de AMG au reușit să treacă pe lista obligativității de anul acesta în strategia sanitară a Ministerului Sănătății, implementată de către domnul ministru Rafila, conform reglementărilor din Uniunea Europeană. Asistenții medicali trebuie să facă să termine obligatoriu această facultate de 4 ani. Președintele Asociației Salvital, Petre Mărginan, spune că studenții care învață aici sunt tineri valoroși. Aceștia au dorit să învețe ce înseamnă munca pe teren, precum și proiectul de telemedicină implementat cu ajutorul Consiliului Județean. Vreau să le mulțumesc absolvenților, fete, băieți, chiar și domnilor doctori, profesori care au participat la finalizarea acestor cursuri absolvenților. Și în primul rând vreau să mulțumesc pentru că au participat la câteva acțiuni, evenimente ale noastre în locații diferite și în DEVA în colaborare cu Episcopia și Consiliul Județean, dar și la primării de comune mai îndepărtate, mai greu accesibile și chiar au fost evenimente reușite în care am văzut profesionalismul de care au dat dovadă. Facultatea de Asistență Medicală Generală de la DEVA este un proiect ambițios, realizat de Consiliul Județean Hunedoara în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara.